Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi continuăm să discutăm despre fructele de toamnă și despre beneficiile pe care le au asupra organismului nostru. În studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Dânsa ne va explica, așa cum spuneam și mai devreme, beneficiile fructelor de toamnă. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Așadar, am făcut parcă un fel de serial despre fructele de toamnă, am început. Da. Astăzi discutăm, continuăm să discutăm despre alte fructe specifice sezonului de toamnă. Care vor fi acestea? Încercăm să vorbim despre cătina albă, să zicem noi despre zmeur, merișor, poate avem timp și despre mul, dacă nu continuăm data viitoare. Da. Așadar, deci, prima dintre primul fruct. Cătina albă, cătina, care se numește Hypopheramnoides, denumirea științifică. În legătură cu această plantă, aș vrea să vă spun că pe internet, pe Facebook, circulă niște informații eronate. Nu e nimeni de vină, pentru că nu e toată lumea specialist, așa că vă atrag eu atenția ca să știți. Sunt unii care spun așa: am două feluri de cătină, am și cătină albă, am și cătină roșie. Dragi, v-aș și de denumirile științifice a altor tipuri de cătină. Vă rog frumos să credeți că nu există cătină albă și cătină roșie în stilul acesta. Există o singură formă de cătină, Hypopheramnoides, care are înainte de coacere fructele albe, iar după coacere are fructele roșii. Și se numește cătina albă, dar se numește cătina albă prin faptul că frunzele sunt argintii. Deci nu pentru că fructele au fost albe sau că nu știu ce. Deci ea este toată argintie și de aici vine denumirea. Bun, dar există cătină roșie cu adevărat? Există o altă plantă, un alt arbust, care trăiește pe lângă râuri, pe soluri nisipoase și sărăturată și care se numește Tamarix ramosissima, așa cum am văzut pe internet spunând la o anumită formă de cealaltă cătină, și care și ea este medicinală, dar are altă componență. Dar având probabil florile roșii, îi spune cătină roșie. Și de la această plantă nici nu se folosesc fructele deloc, se folosesc doar florile, frunzele, scoarța. Și mai există încă o cătină, cătina mică, numită Miricaria germanica. Este tot un arbust, tot cu frunzele roșii, adică florile roșii, frunzele sunt solzoase. La fel, nu are fructe bace, așa cum are, sau drupe, că cătina e o parte cărnoasă și în mijloc e o sămânță. Deci, are o capsulă fructul și ca atare, nici această plantă nu este cătina despre care vorbim noi, ci este o altă plantă și iar are o altă componență, chiar că această cătină mică în ultimul timp suscită interesul de a conține o substanță care ar fi pe cale de a rezolva problemele de Alzheimer. Ei, dar încă sunt cercetări. Bun, revenim la cătina adevărată, Hypopheramnoides, care o cunoaștem cu toții, nu-i nevoie să vorbim despre ea. Fructele sunt de culoare portocalie, nici nu spunem roșie, ci portocalie, că așa sunt. Fructele de cătină albă poate sunt cele mai bogate în vitamine și minerale, dar și aminoacizii esențiali. Am vorbit la o emisiune de aminoacidul triptofan, care în organismul nostru se transformă în serotonină, care ne dă acea stare de bine, acea senzație de lipsă de stres, de diminuare a depresiei. Este vorba tocmai de acest aminoacid esențial. Și mai conține, bineînțeles, și alte minerale, de aceea această plantă unii o numesc vaccin antigripal. Gândiți-vă că am găsit vaccinul antigripal. Iar n-ar fi rău și să nu conțină tot felul de substanțe chimice nepotrivite. Alții o numesc ginseng românesc. Nu întâmplător, s-a constatat că planta cătina albă din zona noastră a României e mai bogată
în principii biologic active decât din alte părți. De ce? Pentru că îi place mai mult aici și ia ce îi trebuie din sol? Dar și aici este o problemă. Dacă vom recolta cătină de pe zonele înalte, cum este la noi, zonele din apropiere, sau în cele foarte joase, vom găsi cantități mari de principii active. Iar dacă vom recolta într-o zonă medie, vom găsi mai mici. Deci sunt cercetări verificate, cu cât zona este mai înaltă, cu atât aia este mai bogată. Cu cât zona este mai joasă, cu atât este mai bogată. Înseamnă că are legătură și cu solul și cu clima? Da. Evoluției. Deci, în primul rând, cătina albă o recomandăm pentru tonifierea sistemului nervos. Conține toate tipurile de B-uri. B1, tiamină, B2, riboflavină, B3, niacină, B5, acid pantotenic, B6, piridoxină și B7, și vitamina frumuseții despre care am vorbit odată. Și uitați-vă că a apărut și B8-ul, care ziceam că nu era. B8-ul deja îi tot aceeași vitamina H sau colina sau biotina. Vedeți, și aici e o problemă. Toate patru denumiri sunt aceleași substanțe. Dar de multe ori, păi conține și biotină, conține și colină, dar nu conține decât una singură. Aceea este singură, dar spune în mai multe feluri. Conține vitamina B9, acidul folic, care tonifică sistemul nervos a copilului în timpul gravidității. Și de aceea este indicată cătina să fie consumată de femei înainte de a-și propune să aibă un copil, dar și pe perioada gravidității, pentru a se dezvolta bine copilul din punct de vedere nervos. Deci, fiind atât de bogată în vitamine, minerale, acizi aminoacizi esențiali, recomandăm cătina în toate infecțiile respiratorii. De aceea, în perioadele sau în sezoanele de trecere de la un anotimp la altul, pentru a evita a ne proteja mai întâi, dar dacă suntem bolnavi și a diminua și a vindeca boala, folosim produse din cătina albă. Deci pentru viroze, gripe, în stări de astenie, convalescență, tuse, dar și pentru tonifierea sistemului nervos și prevenirea bolilor nervoase degenerative sau încetinirea evoluției, precum boala Alzheimer, Parkinson. Sunt experimente multe în acest domeniu. Am înțeles. Cât timp poate fi folosită sau cât timp o găsim în stare proaspătă cătina? Păi, în stare proaspătă încă mai este pe piață, am văzut. La un moment dat va dispare și noi putem să folosim un sirop natural, un suc natural, un nectar natural, dar acest produs este bine să fie făcut prin presare la rece. Dacă suntem în casă, să stoarcem cum putem noi fructele, iar dacă îl găsim într-un plafar sau într-o farmacie, să ne uităm pe flacon, să scrie că e procesat la rece și să nu conțină conservanți aditivi, eventual să conțină un îndulcitor natural, care poate cel mai bun fiind steviozidul. De câțiva ani s-au făcut tot felul de combinații, inclusiv cătină în miere. Cât de bună este o astfel de combinație? Este bună cu motivul să nu fie procesat la cald. De exemplu, este așa, cunosc foarte bine tehnica aceasta, extractul natural pur se introduce în miere și este sirop de cătină albă îndulcit cu miere de albine. Dar să știți că trebuie foarte mare cantitate de miere pentru a se conserva. De exemplu, trebuie 60-70% miere și doar 30% sau 25% e numai extract din cătină. Eu am văzut fructe băgate în miere de albine. Asta e o problemă tradițională, dar nu este o problemă de parte științifică, cum să vă spun. Este o problemă care se poate face în casă. Asta. Sigur, dar deja se comercializează și într-o astfel de variantă, din câte am văzut. Se poate și pot și acasă. Stă bine cătina, fructele de cătină se conservă bine în mierea respectivă? Dacă respectă ceea ce am vorbit anterior, să se respecte procentul de 60-70% miere raportat de 30% cătină. Am înțeles. Dacă nu se respectă,
se alterează. Da. Mai putem preciza ceva la cătina albă? Putem preciza ceva foarte important. Vă rog. Cătina regenerează celula hepatică. Vă dați seama cât este de bună în toate problemele de infecții, hepatite, ciroză, chiar și cancer hepatic. Sunt cercetări care confirmă aceasta. Cătina este legată de vedere. Cătina conține foarte mari cantități de beta-caroten, care în organismul nostru se transformă în vitamina A, de aceea uleiul de cătină se folosește pentru tot felul de probleme dermatologice, adică eczeme, pete, înarsuri. Am înțeles. Haideți să punctăm puțin și la următorul fruct care îl avem pe listă, pentru că problema noastră cea mare, timpul, tace și trece. Așa, este zmeurul, așa-i? Zmeurul. Da. Toată lumea cunoaște zmeura, este un fruct, o polidrupă, că sunt grupate mai multe drupe acolo, așa, de culoare roșie. Zmeura, spre marea noastră uimire, atât de multe vitamine B conține și ea, parcă ar vrea să fie prietenă cu cătina. Și multe principii active, ca să nu vorbim, să nu le enumerăm, ca să nu pierdem timpul, a spune că, în primul rând, zmeura are un rol foarte important pentru reducerea acidității gastrice. Zmeura poate să chiar să omoară sau să reducă foarte mult acea bacterie Helicobacter pylori, despre care am mai vorbit noi, care întreține hiperaciditatea și conduce la ulcer gastric și duodenal. Această plantă poate să reducă, să mențină starea de sănătate. Așa. Conține și ea foarte multe principii active. Și o altă problemă la zmeuri, în problemele legate de partea renală. Foarte bine curăță urații, curăță toate căile renale, înlătură petricelele, nisipul de la rinichi, chiar de la din gută. Deci are caracterul acela și diuretic și litotritic. Nu mai vorbesc că partea anteoxidantă, depurativă, diuretică, toate le are zmeura. Și zmeura are un gust foarte plăcut și aromat și are un îndulcitor natural numit xilitol, despre care am vorbit anterior. Este asta n-am știut. Este un îndulcitor care, pentru asta e dulce, e așa. Numai că, de exemplu, se recomandă mai mult când vrem să introducem un îndulcitor natural în siropuri, în nectarul, cel mai recomandat ar fi steviozidul, pentru că este un îndulcitor care rezistă la intemperii. Și pe lângă faptul că e îndulcitor, mai are și parte terapeutică. Așa, deci zmeura, de multe ori o putem găsi într-o combinație de fructe de pădure, unde găsim acolo și cătina, și murea, și mai câteva acolo, care este un suc care este foarte agreat de copilaș. Așa că, când e vorba de copilaș, pentru tonifierea organismului, este bine să le dăm din fructe mai aromate ca să-l ia cu plăcere. Și dacă atunci se poate, într-o combinație, nu doar un singur fruct, nu? Păi acesta, există o combinație făcută de agata și dacă se face o cură, așa, m-ați întrebat anterior ce înseamnă o cură și nu v-am răspuns, o cură ar însemna cam 6 săptămâni. Poate fi și 3 săptămâni. Și 6 săptămâni, cam cât pe zi? 6 săptămâni, cam un flacon de 300 de mililitri pe zi. Acel flacon se poate lua chiar o dată, se poate împărți în 3 reprize. Dacă vrem un rezultat terapeutic vizibil, îl luăm înainte de mâncare. Dacă ne gândim să nu ne strice pofta de mâncare sau mai ales la copilaș, putem să-l luăm după mâncare. Și proaspete, fructe, cât putem să consumăm? Cât se recomandă? Păi proaspete, poți să mănânci cât vrei. Cât la e pofta? Eu când vine zmeura, pot să mănânc, mănânc cu cea mai plăcere un kilogram, mănânc o dată. Da, am înțeles. Ce mai putem să punctăm la zmeura? Deci cam acestea ar fi problemele, astea două ar fi problemele de bază. Problema e tonifierea asupra sistemului nervos, dacă conține toate acele vitamine care v-am spus, toate B-urile, atunci ne putem gândi la fiecare dintre ele, fiecare are rolul ei și ajută la tratarea anemiei, conține și fier destul, conține și calciu pentru sistemul osos.
Da. Haideți atunci să încercăm și la mur să spunem telespectatorilor noștri câteva lucruri despre mur, despre mure. Da. Pentru că fructele sunt importante în emisiunea noastră de astăzi. Murea este o plantă care, e bine să ținem minte, are în același timp caracter laxativ și antidiareic. Interesant. Era o problemă, pe cum? Ori laxativ, ori antidiareic. Dar chiar așa. Apoi să știți că ea așa îi, dacă e vorba de diaree, o reduce, dacă e vorba de constipație, la fel o reduce și o corectează. De aceea, totdeauna extractele pe bază de mur sunt recomandate persoanelor cu colon iritabil. Colonul iritabil e atunci când azi face diaree, pe mâine face constipație. Și atunci el nu mai știe ce să ia. Iar acest produs din mur îi folosește mereu. Dacă face o cură, își corectează foarte bine această defecțiune. Interesant. E o stare de fiziologie aceasta, știți? Și nu e o problemă care să o rezolvăm și altul nu mai avem. E o problemă, e o stare fiziologică care o ținem sub control. Am înțeles. Avantajul este că este un produs natural. Da. Și pe lângă asta mai rezolvă și alte probleme. Care ar fi acestea? Așa. Deci, în primul rând, și nu-i vorba de primul rând, este o plantă diuretică. Dacă e diuretică, înseamnă că elimină apa, surplusul de apă, acele umflături de la nivelul ochiului sau la nivelul picioarelor. Este depurativă. Odată cu apa, elimină și toxinile. Este antiinfecțioasă. Adică elimină sau reduce, inhibă acele bacterii care se atașează de peretele intestinal sau peretele părților urinare. Antiinfecțios, antibacterian. Deci, la fel, nu are așa de multe proprietăți murea ca și zmeura, dar este ok. De exemplu, murele sunt fructe care stau la dispoziția celor care merg în drumeții, pot fi găsite ușor în tot felul de zone? Pot fi găsite ușor și să știți că ele conțin și un conservant natural, un fel de benzoat de sodiu, care le face să se poată păstra mai multă vreme. Da. La ce mai poate fi folosit, mai pot fi folosite murele? Asta vorbesc din punct de vedere terapeutic. Păi, în primul, terapeutic, toate proprietățile care am zis, diuretic, depurativ, merge în legătură cu anumite boli și cu anumite aparate. Dacă spunem diuretic, ne gândim la aparatul renal, pentru că acela este care va curăța aparatul renal de apa în surplus, de toxinele corpului. Dacă ne gândim la depurativ, ne gândim și la ficat. Ficatul este organul înzestrat cu toxicitatea, cu descompunerea și eliminarea toxicității și atunci murea vine și îl sprijină, îl tonifică. Circulația sângelui întărește vasele de sânge, întărește arterele și de aceea aceste fructe de pădure previn bolile degenerative cum este cardiopatia ischemică, arteritele de la nivelul inimii sau infarctul miocardic sau toate accidentele vasculare, fie că sunt la nivelul inimii, fie că sunt la nivelul capului, dar aceste fructe au o foarte mare importanță pentru că întăresc vasele de sânge. O cură cu astfel de fructe este bună celui în cauză, dar este bună și preventiv pentru a ne întări funcțiile organismului. Concluzia noastră de astăzi este? Concluzia noastră de astăzi este că toate fructele sunt bune, au multe proprietăți, dar trebuie să le folosim sub formă de cură. Dacă vom bea o dată de două ori, nu putem să așteptăm un efect terapeutic, evident. Dar dacă vom folosi o cură și vom folosi cura așa cum trebuie, dar ne vom uita și când vom cumpăra flaconul cu suc să fie natural, să fie fără conservanți, să fie... Dacă scrie 100% natural, apoi să știți că așa este. Și vom avea... Dacă este cinstit și comerciantul. Și atunci când ne propune gândul nostru pozitiv, noi trebuie să gândim și să vedem vindecarea noastră. Dacă și gândul participă alături de produsul de calitate, suntem pe jumătate vindecați. Mulțumesc că ați fost și astăzi în emisiunea noastră. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați adus. Cu mare plăcere. Și vă aștept și data viitoare să mai vorbim despre fructe. Dar să nu uităm de merișor, că are nevoie toată lumea de merișor, mai ales acum. Și mai ales doamnele. Da.
Mai ales. Că la ele sunt cinstite de recidivant. Așa este. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Concluzia noastră este să consumați cât mai multe fructe, indiferent de sezon. Iată, discutăm despre cele care le întâlnim în perioada aceasta, dar întotdeauna trebuie să consumăm fructe. Este recomandarea medicilor, este și recomandarea noastră. Mulțumim că ne-ați urmărit. Vă așteptăm în fața micilor ecrane și data viitoare. La revedere!